vești bune pentru crescătorii de porci. Proiectul de hotărâre privind acordarea de ajutoare bănești de la bugetul de stat pentru creșterea porcilor din rasele Basna și Mangalița se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii. 700.000 de lei se pun la bătaie de la bugetul de stat pentru încurajarea fermierilor să crească porci din cele două rase. Statul vrea astfel să încurajeze producția de carne de porc autohton, mai ales că în ultimii ani românii importă purcei din Ungaria sau Polonia, pe care apoi îi cresc în fermele proprii. Cei care vor să acceseze acest ajutor trebuie să depună o cerere la centrul APIA de care aparțin. Condiția impusă de stat e următoarea. O parte din porci trebuie valorificați la procesatorii incluși în program, în baza unui contract încheiat între procesator și crescător. Dacă sunteți fermier și vă interesează acest program, dar ați vrea să îi aduceți îmbunătățiri, acum e momentul să trimiteți propunerile dumneavoastră Ministerului Agriculturii. Reprezentanții Ministerului Agriculturii par chitiți să-i motiveze pe fermier să-și dezvolte businessurile sau, după caz, să impulsioneze pe tineri să își pornească o afacere în mediul rural. Așa că nu doar crescătorii de porci vor primi ajutoare de stat, ci și cei care cresc animale din rasele taurine, bubaline, ecvine, ovine sau caprine. Cu alte cuvinte, dacă vreți să vă faceți crescători de vite, bivoli, cai, oi sau capre, puteți obține de la stat o subvenție de sprijin. Pentru creșterea vitelor, bivolilor și cailor, statul pune la bătaie aproape 27 de milioane de lei. Pentru creșterea oilor și caprelor, statul alocă suma de aproape 33 de milioane de lei. Legea ajutoarelor bănești nu e încă bătută în cuie. E vorba, ca în cazul crescătorilor de porci, doar de un proiect de hotărâre care e acum în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Agriculturii. Consumul cărnii de porc este cel mai popular în România, așa că nu e de mirare că autoritățile iau în calcul dezvoltarea fermelor de suine. 19 kg de carne de porc pe an consumă un român. Problema e că jumătate din carnea de porc existentă pe piață vine din import. Iar acum, pentru că pesta porcină a făcut ravagii în fermele și gospodăriile românești, importurile de carne vor crește. Și implicit va crește și prețul cărnii, mai ales că se apropie perioada sărbătorilor de iarnă. La această oră, un kilogram de carne de porc cântărit în viu costă în medie 5,16 lei. Datele Institutului Național de Statistică arată că în primele 4 luni ale anului, importurile de carne de porc au crescut cu 30% față de aceeași perioadă a anului trecut.